Am o întrebare pentru voi. Voi mergeți cu plăcere la școală sau la liceu? Vă simțiți bine acolo? Ei bine, răspunsul meu la această întrebare nu este unul clar. A spune că odată mă simt bine și alteori nu prea. Însă ce este 100% adevărat este că mai este foarte, foarte mult de muncă pentru a ajunge la un nivel ridicat. Eu sunt în clasa 11 la un liceu bun din Craiova și mereu aud colegi care se plâng de diverse lucruri. Chiar și eu o fac din când în când, chiar dacă nu-mi place să mă plâng pentru că știu că nu va schimba cu nimic situația. Trebuie să ne facem vocea auzită și să venim cu idei. Așa că am fost în centrul Craiovei imediat după terminarea orelor pentru a întreba elevii ce ar schimba la sistemul de învățământ și cum, pentru că e foarte important cum ar implementa ideile pe care le au, pentru că nu e de ajuns să-ți dorești. Eu îmi doresc un Lamborghini, dar cum o să fac bani ca să-l iau? Așa că vă invit să distribuiți acest video pe oriunde puteți, să lăsați un like și să răspundeți în secțiunea de comentarii la întrebarea tu ce ai schimbat la sistemul de învățământ și cum. Haideți să ne facem vocea auzită. Am schimbat tot începând de la nivelul grădiniței și tot. Începând la nivelul, da, începând de la grădiniță, școală primară, generală, liceu, studii superioare. Noi se face multă materie, dar fără practică. Carte, dar practică Ioca. Deci prea multă teorie și prea puțină practică. Compară cu Occidentul și cu afterschool lor. La noi nu există așa ceva. Ar fi asta o idee? Da. Păi și cum crezi că am putea să implementăm? Păi simplu, după ore să aibă profesori așa o oră de la axare și după să aibă ajutor la teme, activități extrașcolare, practică în domeniile pe care le vor. Dar asta desigur la clasele superioare, la clasele mai mici activități sportive. Un contraargument la asta ar fi că nu mai avem timp de învățat pentru lecții. Dar tu se face și la afterschool, dacă faci temele acolo se presupune că și înveți. Și crezi că le-ar conveni elevilor să stea după școală timp în plus, după ce stau 6-7 ore la școală și mor de plictiseală? Mie personal mi-ar convine, făcând temele la școală, deja acasă sunt liber. Păi, cred că este o întrebare care necesită un răspuns foarte amplu și cu siguranță nu o să pot să cuprind tot, dar am să mă leg exact de materia de la română și așa, de comentariile pe care trebuie să le învățăm, spune, și să docim. După ce învățăm aceste comentarii, se spune că noi teoretic suntem capabili să ne, nu știu, formulăm o opinie, dar de fapt noi pur și simplu învățăm niște lucruri pe care le știm de acasă și nu suntem capabili să ne formăm o opinie despre cam nimic și să nu se le exprimăm. Și care crezi că ar fi soluția? Cred că să se scoată comentariile pe care să le tocești și, nu știu, să fie un text pe care să îl interpretezi. Și este deja un subiect cu asta. Păi, da, dar... Mai mult accentul pe asta. Și eu consider că în învățământul românesc se pune foarte mult accentul pe competitivitate dintre colegi. Nimeni nu învață să lucreze într-o echipă. Ați fost la un concurs ceva acum? Da. Care au fost concursurile tale? De la concurs. De exemplu, o să zic că, nu știu, ce mă întrebau pe mine părinții, de ce Cuzarea a putut să ia un punctaj mai mare și tu nu? Da, tocmai ce spuneam înainte, pentru că noi nu suntem învățați să lucrăm ca echipă și să ne încurajăm între noi, pur și simplu suntem învățați să lucrăm împotriva celuilalt. Ce nu vă place? Ce a schimbat neapărat? Profesorii. Profesorii? De ce? Poți să fii mai explicit? Felul lor de a preda mai ajută. Care ar fi soluția pentru asta? Să fac anumite cursuri. Cursuri mai bune, pregătire mai bună. Nu sunt pregătit din punct de vedere de să predea, nu știu, nu știu să predea. Sunt pe științele naturii și așa, mă concentrez pe biologie, chimie, nu la medicină. Mi se cere economia, istoria, nu mă interesează și mă ocupă timpul prea mult. Se cere prea mult, da. Nu? E prea multă materie. Da. Eu cred că ar trebui să se bage mai multă practică, ce părere. Pentru că asta e marea problemă, că e prea multă teorie și prea puțină practică. Da, da. Asta e, nu? Cu toții suntem de acord cu asta. Nu se cer foarte mult materiile care nu sunt de profil și nu prea ne interesează. Se insistă foarte mult pe ele. Nu ne face plăcere așa să învățăm la tot. Pe urmă, aplicarea pe priorități. A schimbat materia pentru BAC. Mai exact? Nu mi se pare un criteriu prea bun de departajare. Pe bune. Da, foarte tare. Păi și... Ce ai băgat în locul? Comentariile mi se par aiurea. De filo? Nu, am fost pe științe, dar mi se par aiurea comentariile, pentru că dacă știi comentariile, nu neapărat trebuie să știi și care. Că le înveți și le uiți până la urmă și nu te ajută cu nimic. Ce părere am eu? Chestia asta cu sistemul de catalogare e ca să le fie lor ușor să corecteze. Da, asta e normal. Nu ca să te dezvolți tu și exact, să crești, știi? Nu, eu sunt de acord cu tine. Le este mult mai ușor și plus că vor să bage... Mai ales că vor să bage grile. Exact. Ca să le fie lor, mai ușor să corecte. Eu aș face bacul să-l reprezinte în primul rând pe elev. Că nota niciodată nu te reprezinte. Poate în ziua respectivă nu cazi pe subiect.
A, Andrei mă cheamă, îmi pare bine. Cristi, tu ce ai schimbat la sistemul de învățământ? Cântările de profesori ar trebui schimbat. Ar fi mai bine să bage profesori tineri? Pentru că am observat că rezonez mai bine. Da, într-un fel da. Nu e așa? De exemplu, am făcut meditație cu o profesoară la matematică și era în vârstă, în jur de 60 de ani. Nu m-am mai dus la ea, pentru că nu-mi plăcea, adică nu mă simțeam bine acolo. Și acum am mutat la o profesoară care are în jur de 30 de ani și mă simt bine acolo, adică glumim, nu stăm acolo serios, bă, lucrează. Deci mentalitatea profesorului, și cum ai schimbat asta? Ai vreo soluție? Nu neapărat, tu știi că mentalitatea asta care a fost acum comunism. Chiar poveste comunism. Oricum, general, mare parte învățăm pentru note. Ca să treci examene, nu ca să rămâi cu ceva. Da, nu vezi acolo ca să rămâi cu ceva. Dar am și un canal de YouTube, așa că o să te filmez, mă filmez, cum se numește canalul? Mamă, deci canalul meu de YouTube se numește Rolling Blade. Da, este un canal cu role, despre role și role. Și efectiv noi filmăm role și chestii retardate mult. Mersi mult. Am și eu canal de YouTube. Da? Opa, cum se numește? AD cu 2 de D. AD cu 2 de D, dați subscribe acolo, da? Bine, mersi mult, v-ați zis. Bine, frate. Mersi mult. Ce canal de? Advice se numește. Okay. Bine, mersi mult. Ne auzim. Mă pup, mersi mult. Stai, ai Instagram. Instagramul meu e Iacobescu Edi, dacă vrei să dai un follow. Salut oamenilor. Cap cărțile pe jos. Wow. Sunt așa rândă, îmi pare rău. Nu, că am observat. Dar să rămâi așa.